Românii care au plecat în vacanță în străinătate au cheltuit doar în luna iunie 700 de milioane de euro. În aceste condiții, turismul autohton are de suferit, iar asta se simte în economie, reiese într-o analiză a cercetătorilor de la Universitatea babeș bolyai Așadar, hotelierii și patronii de restaurante de aici se bazează mai mult pe banii străinilor, doar că aceștia au lăsat la noi, în aceeași perioadă, puțin peste 300 de milioane de euro. Acești soți au bifat de-a lungul timpului diferite destinații din Europa. Anul acesta au ajuns în sudul Franței. Acolo zona gastronomică și partea de viticultură este foarte interesantă. Cred că a fost peste 1000 de euro de persoană. Planuri de vacanță se fac în multe familii. Vom merge în Side, în Turcia undeva la 1300 de euro, trei persoane. La marea noastră prețurile sunt similare. În Corfu, în Grecia, 7 zile. O analiză făcută de un grup de cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj arată că românii au cheltuit doar în luna iunie în străinătate peste 700 de milioane de euro. Potrivit specialiștilor, doi parteneri care au salarii medii pe economie au alocat în acest an în jur de 25% din venituri pentru a-și organiza o vacanță externă. Un nou record a fost atins și pe aeroporturile din țară, unde traficul de pasageri a crescut cu peste 6% în primele luni de vară, față de aceeași perioadă a anului trecut. În ultimul an, mai precis, salariile reale au crescut peste uh, rata inflației, cursul de schimb valutar a rămas destul de stabil, așa uh, că turiștii români, sau majoritatea lor, au decis să, să cheltuiască în străinătate. Am avut uh, foarte multe zboruri charter uh, turistice, au plecat mai mulți români în vacanță față de anul trecut. Chiar dacă și numărul turiștilor străini ajunși în România a crescut cu 12% în prima jumătate a anului, tot puțini au fost. Așa se explică și sumele pe care le cheltuiesc la noi. Doar jumătate din cât au dat românii pe vacanțele lor în străinătate, adică puțin peste 300 de milioane de euro. Și asta pentru că străinii... Dacă România nu are capacitatea să ofere aceste servicii la start de înalte, atunci turiștii străini nu vor alege România. Cerem un preț prea mare pentru ceea ce oferim. Mai mult, la noi, prețurile sunt comparabile cu cele din afară, dacă nu mai mari. Așa încât, deși turismul intern ar putea fi motorul economiei, reprezintă deocamdată o povară pentru deficitul de concurent. Operatorii din turism, de la agențiile de turism până la uh, antreprenorii din turism, să reușească să vină cu un raport preț-calitate corect Anul trecut, românii au cheltuit peste 8 miliarde de euro în străinătate, bani care au ajutat la dezvoltarea economiilor altor țări, în timp ce la noi suma încasată a fost de 3 miliarde, potrivit ministrului de resort.